Bună ziua, Doamne ajută, dragi telespectatori și dragi telespectatoare! Iată-ne acum în această atmosferă a postului cu un subiect care privește cumva această situație în care ne aflăm din punct de vedere spiritual, religios și anume postul, pentru că este vorba despre tema prieteniei. O temă care astăzi e foarte discutabilă și sub multiple aspecte, mai ales că oamenii consideră prietenia într-un sens foarte, foarte larg. Să ne gândim, de exemplu, antitetic la felul în care ar putea percepe cineva prietenia astăzi, când poți să mai și greșești, când poți să mergi pe principiu că prieten, dar brânza e pe bani, adică o prietenie destul de largă în semnificație în ziua de astăzi. Nu se mai așteaptă ca prietenul să-ți fie un om devotat până la moarte sau să facă totul într-o condiție imaculată, fără greșeală față de tine. Cu alte cuvinte, standardele prieteniei, dragi telespectatori și telespectatoare, astăzi au, să zicem că s-au modificat foarte, foarte mult, dacă nu că chiar au decăzut. Iar despre social media, despre prietenile acestea pe rețetele sociale, probabil că o să ne referim și la asta puțin mai încolo, apropo de modificările relațiilor de prietenie între oameni. Oricum, este o diferență între această percepție asupra prieteniei și prietenia așa cum era ea văzută și înțeleasă odată în timp, în istoria omenirii, anume ca fidelitate până la moarte, ca frăție de cruce, ca bază 100% pe care poți să-ți o pui într-o persoană pe care o consideri și care te consideră prietenul ei. Lucrurile s-au schimbat ca și percepția omului asupra universului, asupra lumii și vom încerca cumva în puținul timp pe care îl avem astăzi la dispoziție să vedem așa un fir roșu asupra felului în care este, a fost și va fi percepută prietenia. Astăzi, foarte interesant, este chiar o disciplină, un domeniu de cercetare pe care psihologia îl numește friendologie, de la engleză. Totul e occidentalizat, e americanizat, e britanizat, e, mă rog, friendologie, de la friend, prieten. Friend, prieten, logos, din limba greacă, știință. Știința despre prietenie. Oare ce a făcut ca omul în ziua de astăzi să resimtă această nevoie să definească sub raport științific prietenia? Oare este nevoie de așa ceva, de friendologie? Oare de ce? Probabil că prietenia astăzi este supusă unor modificări, unor influențe, unor presiuni ca societatea globală în general și ca atare e nevoie de niște lucruri pe care să le respectăm ca să putem fi prieteni adevărați. Această friendologie, această știință a prieteniei spune că ar fi trei aspecte de urmărit. Odată utilitatea. Nu ni se pare nou să spunem că prietenia este utilă. Ești prieten cu un coleg de servici, deși nu-i bine ca întotdeauna să se cumuleze aceste două lucruri, pentru că mai e vorba și de promovare și atunci prietenia se poate strica. E vorba de prietenie în multe domenii și în multe activități ale omului. O amiciție cu cineva, o prietenie mai largă, cu reguli mai largi, când prietenul ți-e plecat dincolo, vorbești mai rar sau de câte ori te întâlnești cu el, o faci cu drag și calitatea prieteniei nu se strică și poate tocmai de aceea nu se strică, pentru că te întâlnești foarte, foarte rar cu el. O anumită prietenie pe care ți-o poți crea în ziua de azi, dar care e foarte riscantă pentru că prietenul sau prietena ta sau soțul sau soția ta nu pot accepta o anumită relație de
prietenie pe care o ai cu cineva, mai ales dacă este de sex opus și adevărat cu toate minunile care se întâmplă astăzi și cu toată stimularea aceasta sexuală și erotică pe toate liniile de persuadare, de manipulare și de influențare, e foarte greu să poți avea o relație de prietenie cu cineva la modul sănătos al cuvântului. Așadar, anumite precauții, anumite frici sunt justificate în această direcție. Și iată un motiv în plus pentru care friendologia, ca și știința prieteniei, este necesară. Și un aspect al friendologiei este tocmai această utilitate. Adică sunt prieten cu cineva cu care am un interes comun, urmărim lucruri comune și ne ajutăm, ne completăm unul pe altul ca să ajungem la scopul nostru comun. Este o prietenie cumva fără o intimitate prea adâncă împărtășită. Adică interesul nostru este numitorul nostru comun și ceea ce ne leagă este acest lucru. O altă parte a prieteniei privește și plăcerea. Plăcerea. În general, așa se începe o relație profundă. Suntem prieteni, prietenul cu prietena și uneori ajung să se căsătorească, să depășească acest nivel al prieteniei. Așadar, prietenia include și partea aceasta de plăcere, chiar și fizică. E adevărat, prietenia adevărată și în esența ei nu trebuie să se referă la această parte de plăcere fizică. Cred că acesta este și motivul pentru care unii consideră că prietenie între un bărbat și o femeie, prietenie adevărată, nu poate exista. Tocmai din cauza acestui impact al plăcerii, al atracției, al ispitei trupești pe care femeia o exercită asupra bărbatului și viceversa. Și atunci nu se dă nicio șansă unei astfel de relații de prietenie. Dar totuși prietenia, conform friendologiei, poate conține și această dimensiune a plăcerii fizice. Apropo de lucrul acesta, aș adăuga că bărbații în general privesc relația de prietenie cu o femeie din acest punct de vedere oarecumva fizic. Femeia nu. Femeia are în primul rând, în mod preponderent, interesul interrelațional, pentru că femeia are o structură aparte și neurologică, și somatică, și fiziologică, nu care o face să fie deschisă spre relație. Până la urmă, femeia este cea destinată nașterii de copii. Deci e făcută cu un alt nivel de sensibilitate și pentru ea, în primul rând, contează să fie ascultată, să vorbească, să împărtășească lucruri, idei și mai ales sentimente într-o relație de prietenie chiar și cu un bărbat. Deci asta este prioritar pentru ea, nu dimensiunea fizică, dimensiunea plăcerii propriu-zise. E adevărat că multe căsătorii celebre au plecat de la simple prietenii care au ajuns să împărtășească lucruri intime împreună și astfel s-au legat pe veci ca soț și ca soție. Deci, într-un fel, prietenia este preludiu căsătoriei sau poate fi. Și cum ar fi și natural să se păstreze o anumită rânduială, o anumită evoluție a lucrurilor. Și în sfârșit, o a treia dimensiune pe care ne-o propune friendologia, alături de utilitate și de plăcere, o altă dimensiune pe care care poate atinge dimensiunea prieteniei, este armonia. Armonia între cele două persoane. Vedeți cum ar zice neamțul Weltanschauung-ul, adică modul de a privi lumea, concepția de viață. Și se pare că doi prieteni sunt cu adevărat prieteni atunci când împărtășesc aceeași viziune asupra vieții, când au preocupări comune și mai mult decât preocupări comune, când au atitudini față de viață similare. Cumva oamenii aceștia, cum adânc pe adânc se atrage, așa se atrag unul pe altul. Și în fond, și la urma urmei, și relația de prietenie, și prietenia în familie, ca să spunem așa, ca să păstreze această armonie, e nevoie de acest punct comun și această atitudine, de acest mod personal de a întâmpina dificultățile, problemele și, în general, filozofia acestei vieți. Prietenia este un risc, dragi telespectatori și telespectatoare. Este un risc pe care oamenii învățați l-au recunoscut întotdeauna. Nu știi când intri într-o relație de prietenie cu cineva ce așteaptă celălalt
cealaltă persoană de la tine. Poate accentuează partea fizică, poate accentuează partea de utilitate, de interes, poate accentuează partea de armonie, mai rar. Deși, după părerea mea, acum, cred că această parte de armonie, de completare, de privire și atitudine comună asupra lumii, sau complementară, dar în armonie, este dimensiunea fundamentală a purității și a esenței prieteniei. Dar nu știi ce se așteaptă celălalt de la tine și e greu să te investești cu toată inima dintr-o dată într-o relație de prietenie, dacă, să zicem, vrei să o începi să o întemeiezi acum. Și, într-adevăr, v-aș citi ceva, oamenii sunt cumva, din acest punct de vedere, universuri închise, mai ales în ziua de astăzi. Și iată ce spune prietenul nostru, să spunem așa, că am mai citit din Ernest Berna, iată ce spune în îndemn la simplitate. Despre oameni ca universuri închise. O perspectivă un pic mai strictă, să spunem așa. Oameni ca universuri închise. Omul este persoană, este ființă dialogică, adică deschisă spre comunicare. Știți, s-au făcut și experimente, s-au ajuns la niște situații în care copiii născuți din părinți normal și cu disponibilități umane complete au trăit singuri sau în alte contexte decât cele umane, chiar crescuți de animale și n-au mai putut fi domesticiți. N-au mai putut fi oameni în sensul deplin al cuvântului, pentru că, iată, nu numai genetica este esențială, ci și contextul în care trăiești, educațional și mediul în care te dezvolți. Dovadă că omul este făcut spre comunicare și spre comuniune. Asta este omul, sau în greacă antropos, antropin, adică un om care privește în sus. Ori ca să privești în sus, nu te uiți ca rasa la avion, ci privești în sus către creatorul tău. Deci omul e făcut pentru comunicarea directă cu Dumnezeu, dialogul cu Dumnezeu și, în consecință, cu ceilalți semeni din jurul lui, din lume. Vedeți dumneavoastră, foarte interesant spunea un sfânt părinte, Ciprian, episcopul Cartaginei, la mijlocul secolului al III-lea, spunea așa, zice, când tu citești în Sfânta Scriptură, Dumnezeu vorbește cu tine. Iar când tu te rogi, tu vorbești cu Dumnezeu. Deci, iată, suntem făcuți spre comunicare cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Și atunci vine Ernest Berna, etnopsihologul nostru, ca să spun așa, și spune așa, omul pentru om e o mare necunoscută. Cum să dialoghezi cu o mare necunoscută? Omul și destinul său aparțin reciproc fără putință de trecere în altă sferă de existență. Cele mai adânci, mai proprii și mai autentice experiențe interioare rămân pentru alții în întregime și definitiv necunoscute. Deci eu nu pot să te cunosc pe tine în esența ta. Pe de o parte că nu pot fi exprimate, iar pe de alta pentru că cel de lângă noi, chiar fratele bun, nu poate merge în depășirea de sine până la identificarea cu ființa și destinul altuia. Deci, cu alte cuvinte, Ernest Berna nu dă nicio șansă unei posibilități ca eu să pot avea un prieten pe care să-l cunosc în profunzimea, în esența lui. Ei, lucrurile să fie chiar așa? Acum, de la Ernest Berna încoace, neuropsihologia a făcut niște descoperiri și s-a ajuns la niște concluzii foarte puternice în acest sens. Deci omul este făcut structural, după psihicul și trupul lui, să fie deschis spre comuniune și comunicare cu ceilalți oameni. Structural. Să ne gândim simplu la un lucru. Omul, om dintotdeauna pe acest pământ, nu mai muță după aceea om. Om întotdeauna. N-a trăit tot timpul în condițiile de azi. Au fost și condiții mai vitrege, relele geologice s-au mai schimbat, erau diferite vietăți, diferite pericole pe pământ, nivelul de trai era altul, nu era mașina la scară ca acum și trenul în gară, cum s-ar zice. Oamenii se deplasau, circulau și trăiau mult mai periculos decât noi cei de astăzi, deși n-aș face neapărat o diferență foarte mare, cel puțin dintr-un punct de vedere al junglei care se întâmplă pe drumurile noastre, care sunt o junglă cu gropi și cu curbe și înguste. Și mergând foarte mult cu bicicleta, îmi dau seama că dacă n-aș fi atent la neatent, atenție la neatenție, cum se spune, oricum mă risc foarte mult, dar șansele ar fi mult mai mari ca să întâlnesc pe cineva care e supraavantajat față de mine, fiind într-un bolid, iar eu pe o simplă bicicletă. Mă rog,
e un risc și o junglă care cumva e rujată, este fardată și regulile și semnele de circulație ar trebui cumva să ne protejeze uneori chiar împotriva noastră. Dar mă rog, revin, las gluma aceasta macabră la o parte. Deci au fost vremuri când omul ăla a trăit foarte, foarte periculos și era o provocare să se hrănească, să trăiască, să se deplaseze, o provocare de viață și de moarte. Ei, în timpul respectiv, omul nu putea supraviețui în fața unor animale și unor condiții meteo extreme dacă nu era împreună. Omul de la începutul lui n-a trăit singur. Nu poate demonstra nimeni multe lucruri din preistorie, însă nimeni nu poate accepta că omul a trăit vreodată individual, singur, fără ajutorul altor oameni. Omul și-a dat seama de la început că împreună cu ceilalți este mai puternic. Și lucrul acesta, nu, care stă cumva la baza prieteniilor noastre, formate sau deformate din ziua de astăzi și din totdeauna ale omului, iată, omul este o ființă socială și spuneam că lucrul acesta se arată la nivel antropologic. Noi avem așa zis și neuroni oglindă. Adică în creier niște neuroni prin care noi îi oglindim pe ceilalți. Dacă, de exemplu, eu văd pe cineva că mănâncă, nu-i prea bun exemplu acum în post, mănâncă înghețată, automat eu salivez. Pentru că neuronii mei oglindă receptează, oglindesc activitatea celuilalt și cumva și eu suport consecințele acelei activități. Nu ca și când eu fac lucrul acesta, când mănânc înghețata. Dar faptul că celălalt mănâncă mă face cumva să salivez, ca și când aș gusta și eu din înghețată. Asta înseamnă că suntem făcuți ca să fim influențați, să fim în relație unii cu ceilalți. Spre exemplu, dacă te uiți la cineva, povestești cu cineva, cu un prieten, în momentul acesta doi oameni, doi prieteni care își vorbesc, sau doi îndrăgostiți, o altă formă a prieteniei cu un grad ridicat de intimitate, să spunem așa, doi prieteni foarte buni, foarte profunzi, foarte intimi, dacă îi urmărești că sunt unul pentru altul, o să vezi că seamănă gesturile lor, pozițiile lor seamănă foarte mult. Ei sunt acolo întâlniți într-o atmosferă non-verbală, dincolo de ceea ce putem percepe noi conștient, pentru că neuronii oglindă ne face să ne sincronizăm comportamentul. De aceea spunea cineva, dacă vrei să rupi legătura cu cineva, desincronizează-te. Nu? Dacă amândoi stați ochi în ochi, schimbă poziția. Uită-te la ceas, nu-i prea bine să faci lucrul acesta, nici în emisiune nu dă bine, dar na, suntem oameni, trăim în timp. Fă ceva altfel decât ai făcut până atunci și desincronizându-te la nivelul acesta fiziologic non-verbal, s-ar putea să strecori subliminal ideea celuilalt că vrei să întrerupi conversația. Nu, nici ni se pare dacă vorbim cu cineva, cu un prieten, se uită în altă parte, a, nu ești atent, nu te interesează ce spun, cam asta e gândul pe care îl avem, ori îl rostim, ori nu față de celălalt. Deci suntem făcuți ca să fim atenți, să ne oglindim unii pe ceilalți. Și oricum se pare, a făcut cineva o cercetare, se pare că atunci când sunt în relație cu cineva, o relație bună de prietenie, în momentul în care acela suferă ceva și o văd sau știu că suferă, în creierul lui este o activitate electrică într-o anumită zonă, iar la mine este vorba de aceeași activitate electrică în aceeași zonă, în creierul meu. Ceea ce înseamnă că dacă eu te prețuiesc pe tine ca prieten, cumva sufăr alături de tine. Sau invers, dacă tu te bucuri de ceva, ai un succes, activitatea electrică din creierul tău, datorită succesului, se reflectă cumva când mi-l povestești și în activitatea electrică din creierul meu. Deci prietenii se bucură împreună și suferă împreună. Deci iată încă o dovadă a faptului că prietenia este născută și este fiziologic în noi oamenii. Ca și spiritul de turmă, până la urmă și animalele sunt făcute cu aceste calități. Spre exemplu, citisem undeva că a fost vorba de o prietenie extraordinară între un hipopotam și o broască țestoasă.
Deci iată, sunt tot felul de exemple care dovedesc cumva că omul și ființele în general, nu numai ființele umane, trăiesc în societate, în grupuri, pentru că supraviețuiesc mai ușor. La om, prietenia este dincolo de asta, întâlnește alte niveluri, dincolo de un interes material de hrană sau de reproducere, cum erau motivați oamenii în preistorie ca să supraviețuiască și unde condițiile de viață erau mult mai drastice decât astăzi, cum vă spuneam. Iată, prietenia este motivată de lucruri superioare, de lucruri de o anumită valoare și semnificație care ne adevăresc calitatea noastră de a fi oameni, de a avea această calitate superioară. Și apropo de prietenie, unii cred că prietenia se menține și prin bârfă sau încearcă să se apropie de tine, să fie prieten cu tine, dar prin bârfă, spunându-ți rău de altul. Ori așa ceva nu poate fundamenta o prietenie, pentru că cel pe care mă bârfește pe mine cu tine, te va bârfi și pe tine cu mine sau cu altcineva, ne va bârfi pe amândoi. Nu este un temei al prieteniei și poate cumva unul dintre temeiurile prieteniei ar fi și acesta, în care se degajă din povestioarea aceasta pe care vreau să vă spun eu acum. Anume cu Socrate. Știți? Cele trei întrebări pe care le punea Socrate. S-a apropiat de el un ucenic și i-a spus: uite, maestre, vreau să vă spun ceva despre cutare om. Iar Socrate a spus așa: este de bine ceea ce vrei să-mi spui despre omul ăla? Păi nu-i chiar de bine, maestre, pentru că... Bun, deci nu este de bine. 2. Este adevărat ce vrei să spui despre persoana respectivă? Păi, maestre, să vedeți, am auzit și eu de la cineva, dar n-am chiar văzut cu ochii mei și, bun, și mi-este util să știu, a zis Socrate mai departe, îmi folosește la ceva să știu că X a făcut sau a spus cu tare lucru? Păi nu vă folosește la... Păi atunci nu mai îmi spune. Dacă nu e nici bine ce a făcut persoana respectivă, nu e nici adevărat, și nu-mi folosește la nimic. De ce îmi spui mie lucrul ăsta? Crezi că te apropii de mine? Crezi că eu te socotesc un prieten mai profund care pe cadavrul bârfirii celuilalt te apropii de mine și vrei să-mi câștigi prietenia? Și eu pentru asta te voi considera vreun prieten mai bun? Nu se întâmplă lucrul acesta. Prietenia se susține cu sinceritate, dragi telespectatori și telespectatoare, și iată, sunt diferite abate de la adevărata prietenie și care distrug prietenia, cum este bârfa, spre exemplu. Sau poate fi altceva, dependența. Deci un prieten, dacă l-ai și îl respecti, chiar și un prieten cu care vrei să întreții o relație mai profundă și chiar fiziologică, v-am spus, friendologia se referă și la partea de plăcere. Dacă devii gelos, înseamnă că îl transform pe om din scop în sine într-un mijloc al satisfacției egoismului și nevoilor tale. Ori omului, ca să-l păstrezi în statutul lui de prieten adevărat, e nevoie să-l lași ca pe pește în apă. Nu poți să iubești un pește foarte mult, îl iei din apă și îl pui și dor cu el, că moare. Iubirea ta lucide. Îl iubești, dar lași acolo, măcar în acvariul lui, dacă nu în oceanul lui sau în lacul lui. Nu poți să rupi o floare, ne spunea invitatul nostru de săptămâna trecută, și s-o pui în vază și zici: o iubesc. Dacă spaci o floare, o rupi și o pui în vază. Dar dacă iubești, nu o rupi, o lași acolo, te duci tu și o uzi, te duci la ea. Ei, și prietenia, dacă nu respecti libertatea prietenului, îl sufoși prin dependență și prin gelozie și vrei o prietenie exclusivă, fără să mai lasă loc pentru nimic și nimeni altcineva, atunci prietenia aceea, cu siguranță, ca o floare ruptă și pusă în vaza de la capul patului tău, încet, încet se va deteriora și va muri. Așadar, sunt și, să spunem așa, deficiențe ale relațiilor de prietenie. N-aș vrea să ne oprim înainte de a face cumva o, să zicem, o istorie a prieteniei. Vedeți dumneavoastră, în zona universală sunt câteva prietenii celebre. Înainte, în vremurile antice, greco-romane, prietenia avea ceva eroic. De pildă, să ne gândim la Iliada lui Homer și la celebra prietenie între Ahile și Patrocle. Patrocle a fost ucis. Ahile se răzbune moartea prietenului său, a intrat în luptă,
deși știa că este ultima lui luptă, călcâiul lui Ahile, slăbiciunea lui, dar prietenia însemna eroism. Atunci, în ziua de azi, prietenia ce înseamnă? Ia să ne gândim la cei trei mușchetari. Pentru ei prietenia ce însemna? Scurt, să ai spatele asigurat. Luptau spate în spate și să erau atenți numai în fața lor, pentru că aveau încredere 100% în unul în altul și spatele era asigurat. Astăzi prietenia ce înseamnă? Dacă ne gândim la Miguel de Cervantes, altă prietenie, la Don Quixote și la Sancho Panza, iarăși vedem ce înseamnă prietenul. Deci unde Don Quixote vedea dușmani și uriași, Sancho Panza vedea mori de vânt. Uneori prietenul este cel care te aduce cu picioarele pe pământ. Sau nu mai vorbim de Raskolnikov și de Sonia, de Crimă și pedeapsa a lui Dostoievski. Iată o prietenie între un criminal și o prostituată, la fel cum am mai putea aminti de Victor Hugo, de acel cocoșat om diform și de Smeralda, acea țigancă și care iar este o prietenie cunoscută și recunoscută din literatura universală pe care Victor Hugo ne-o pune înainte. Deci iată ce poate însemna prietenia și ce limite poate depăși prietenia între oameni. Astăzi cum este prietenia? Să ne oprim la spațiul românesc înainte de a încheia. Nu este cunoscută prietenia dintre Creangă și Eminescu. Se pare că atunci când Creangă a aflat de Eminescu, de boala lui cruntă și de ce îi fac lui oamenii, a adormit îndurerat cu un volum de poezii în mână. Sau să ne gândim la Tudor Arghezi și Gala Galaction, iarăși prieteni foarte, foarte buni și care... atât de bun prieten și erau și vreau să fie atât de mult împreună și colegi, încât Gala Galaction, care era cu un an înaintea lui Arghezi, a lăsat lucrurile astfel încât să rămână repetent, doar să fie în clasă cu Arghezi, Teo și Pișco. Pișculescu și Teo, după numele real al lui Tudor Arghezi. Deci iată de ce sacrificii sunt capabili prietenii între ei. Sau am putea să ne gândim la George Bacovia și soția lui Agata, care atât de mult l-a iubit pe Bacovia, care era un pic așa mai depresiv, mai închis, mai taciturn, după cum se reflectă și în poezia lui genială de altfel, l-a susținut în permanență cât a trăit și l-a stimulat să scrie, iar după moarte a încercat să-i publice opera, să transforme în muzeu casa lor și să-i asigure posteritatea lui Bacovia. Dacă n-ar fi existat Agata, deci această bunătate de femeie, probabil că Bacovia, în percepția oamenilor de astăzi, nu ar fi așa cum este el. Iată exemple de prietenii și în interiorul căsătoriei adevărate. Și aș încheia cu una foarte interesantă dintre Lucian Blaga și Adam. Lucian Blaga, copil. Știți Cronicul și Cântecul Vârstelor, unde Lucian Blaga reflectă autobiografic experiența lui de viață. Și se pare că atunci când era puber, undeva 12-13 ani, ceva de genul, era foarte bun prieten cu un anumit Adam. Și amândoi stăteau pe iarbă, se uitau către cer și au observat că norii se deplasează. Și au zis așa, hai să rupem cerul amândoi, Adame, hai Luciane. Ce, tu mergi în sus și eu merg în jos. Să vedem cu cine merg norii. Și a plecat și Lucian într-o parte la 180 de grade Adam. Și după un timp au zis, măi, dar norii merg cu noi, în ce direcția merge? Nu s-a auzit nicio pognitură, nicio troznitură, că s-ar rupe bârnele cerului. Dar iată, la o anumită vârstă, că prietenia poate fi văzută și pe vârste, cum poate fi înțeleasă prietenia. Astăzi, eventual, se rup căștile. Am mai văzut pe tren, plăcându-mi să merg foarte mult cu trenul, că își mai împart căștile câte doi prieteni. Însă, de cer, dacă se rupe sau nu, probabil că interesează astăzi pe tot mai puțin oameni.
Așadar, câteva cuvinte, dragi telespectatori și telespectatoare, despre prietenie și aș vrea ca împreună să medităm asupra acestor lucruri și să încercăm să facem ceea ce putem, să păstrăm prieteniile vechi pe care le avem, să fim deschiși prieteniilor noi și să ne folosim atât cât putem de știința aceasta a friendologiei ca să le putem întemeia pe baze serioase, pe valori, pe viziuni comune asupra lumii, pe armonie, ca să fie într-adevăr și de durată. Zice așa cineva, el, prietenul, bun sfetnic, leac vieții se numește și ferice de acela care în lume îl găsește. Prietenul este vindecător, prietenia este vindecătoare. Prietenia creează fericire. Mânați la adânc, cine are minte să ia aminte. Mulțumesc!